Cari! Poate reușesc, poate reușesc! Imposibil! Imposibil! Nu până! Nu aș putea până mă prinde! Salutare! Bine ați venit pe canal Jasmina Show! Și noi să facem provocare... Dură! Pai! Furculiță! Pentru cei care nu știu acest challenge, vă explicăm foarte simplu. În fața noastră vom avea diferite produse la fiecare rundă. Și noi, din acest bol, va trebui să alegem cu ce ustensilă sau doar cu gura va trebui să mâncăm acel produs. Da. Noi, acum, cum suntem în ajun de Revelion, vom lua produse pe care de obicei le mâncăm la masa de Revelion. Crăciun, sărbătorile de iarnă, da? Da. Sau ceea ce ne amintește nou de sărbătorile de iarnă, da? Așa e, da. Cine mănâncă primul din farfurie, acela a câștigat în runda dată. Da. Iar cine a câștigat mai multe ori, este câștigătorul. Câștigătorul, da. Și Jasmina o să aibă, desigur că, mai puțin cantitate, deoarece este mai mică. Așa. Da. Ce? Sunteți gata să pierdeți? Nu. Doar să câștig. Haideți să începem. Așa. Deci, în prima rundă, noi avem... Salate Olivier. E pe ferata mea salată? Da. Pentru cei care nu știu, este ceva tradițional la noi, în Moldova. Și Rusia. Și Rusia. Da, Ucraina, da. Așa. Este o salată în care sunt mai multe ingrediente. Ou fiert, mazăre, morcov, salam fiert, cartof, castravete murat, și maioneză. Da, cam asta. Și tot amestecat. Tot amestecat și e foarte, foarte delicios. A. Așa, deci, eu sunt de la mândă, e prima rundă, așa. Amestecă bine. Și hai să vedem cu ce să mâncăm. Hai, tu-i să vezi și tu. Furculiță, nu? Gur e dat de vreo gură. La mine e furculiță, furcă prescurtat. Gur. Eu furculiță la mine să fie cel mai simplu. Dar spune totul că o să fie foarte simplu. A tine cu paiul. Ia privi ce paiere avem noi. Nu sunt din, sunt din plastic mai tărișor, așa că nu le poți îndoia. O să bească, adică mea, doar cu unul. Nu, cu unul doar, nu nici ne gărim. Gata. Nu, doar cu unul. Hai. Asta aveam furculița. Jasmina are gura ei. Dar acum ai pregătit. Sunteți gata? Da. 3, 4, start! E rece. Nu ori dinți așa? Nu. Da, e bună. Păi bună, dar nu pot mânca. Cari! Eu am rămas flământ, da! Nu mâncat niciodată salată cu paio. Trebuie să terminăm totul din gură. Poate reușesc, poate reușesc. Poate reușesc să fiu primul. Pentru că e prima pe mine, așa de tot am înghițit pe primul. Mi-a trebuit încă 3 secunde. Se vede că e mâncat cu gura, dar mi-a dat toată din la maioneză. Așa. Da, eu îți place măcar că... că ce nu, da, da, oricum, dar ai pierdut, poți să iei furculița mea. Jasmina are primul punct. Felicitări, scumpă! Yes. Mergem mai departe! La următoarea rundă avem... Mandarine! Mirosul de mandarine îndată ne amintește nouă de sărbătorile de iarnă și de anul nou, așa-i? Este asociere cu anul nou. Ok! Da. Hai să extragem! Eu de acum eram gata să mănânc. Da? Mhm. Îmi vine iară gură! Îmi vine iară poai! Îmi vine iară furcă! Furculiță, nu furcă! Păi, da, tătico a spus prescurtată, dar mănâncă cu furcă aceea. Eu cu furcă, tot cu hârleț, adică cu... Apropo, e de provocare! Furcă, hârleț sau sapă? Asta ca la vară, de făcut ceva, de prășit ceva, de făcut, prelucat la mântul. Da, chiar că. Da? Ok, dar înseamnă că eu furculița iau? Cine mai repede să fac o groapă? Sapa cu hârleț sau cu... Poate punem Miliza să treacă și ea cu noi, nu? Ia cu tine. Ok, sunteți gata? Da. 3, 4. Ah!
Bă, nu, nu se poate. Bă, am făcut numai suc. Trebuie să o iei. Trebuie să o iei, adică cu gura. Pune-o cu mânta de barbărie. E cadu jos, gata, nu mai lua. E oricum am câștigat. Văzut? Așa, tăticule, tu mai ai încă șanse să-ți iei revanșa, dar până ce scorul este 1 la 1 pentru mine și Jasmina. Uh-huh. Trecem la runda cu numărul 3. Acum noi avem aici bătute din fileu de pui. Uh-huh. Se aseamănă tare cu șnițelul. Da. Tot asta îmi place. De obicei el se prepară la sărbători, dar este și la masa de revelion. Da. Da? Eu am nevoie de o furculiță. Aha, stai-mi atât să extragem rețelele. Bun, dar hai eu extrag cum primul. Ok, hai. Vă, de două ori vă reușesc. Bine, hai, tu primul. Eu o să iau cu închinchi. Ok, tot două. Ui, aceea ești Jasmini? Da. Să-i ție și ei sau vă tocat la mine? Aceea ți-a jos. Ok, și eu pe aceasta și... Furculiță! Ai vrut furculiță? Pai, e cu gura, tot e bine, așa că... Atenție, începem acum! Ai grijă, pai, la mine! Gata! Gata? Da! Grea a fost! Eu am câștigat! Într-o rândă foarte gustă. Cea mai complicată nu mi-e să... O rugăm totul din gură. Nu că eu uscat, dar nu pot să... Știi când te miști așa, repede, repede, poți mai dai viteză, tot mărești. Dar când să rugăm, nu poți în gură mai mult decât să trimite maxilarele. Da. Ok? Mai departe. Eu m-am isprăvit. Furculița m-a ajutat foarte mult. Da, egalitate până și la noi. Așa, ce avem noi de data aceasta? Wow. Avem biscuiți. Ia uitați-vă ce frumoși. Da, alții mai fac cu ghimbir. Da? Iată așa, la mine este cu brăduț. La răspunea cu ce este? Cu moș Crăciun. Și la mine cu un șoricel care este așa îmbrăcat haios și cu cornițe de rian și cu costum de moș Crăciun și are o steluță. Ce mărime la costumul de aia? Mărime... Dar ce caută șoricelul pe biscuit, tăticule? Cum crezi tu? Eu am înțeles că acum anul 2020 este anul șoaricelui, da? O să chițcăim toți ca șoarici sau ce? Nu știu. Așa, bun, da. Înseamnă, uitați-vă, Smina, da. Tu doar ce-și mai mică, o trebuie să mănânci doar jumătate din biscuit. Cum ai mâncat jumătate, cum înseamnă poți să ridici până la sus și ai câștigat, da? E ca așa. Iar noi trebuie să mâncăm toate cu tot. Da. 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 Așa, sunteți gata? Repede extragem. Repede, când dau startul începem. Gură! Iaaa! Dar paiala este tare, eu știu, tu poți... Da, încerc, mă gândesc, mă duc. Furculiță. 3, 4, începem! Aha. Imposibil! Imposibil! Da, să se mănâncă alu. Parcă e cum da, scubil. Asta e... Da, asta e... E zahăr ceva, probabil. Sau e... Eu sper că facem tot cu tine. Eu nu pot. Am făcut o gaură. Ia priviți la mine. E greu de păfărfărie. Da. De rău să te mâncat pentru că e uscățel, da? Se cere un suc, un ceai, ceva, da? Măcar la apă. Da, e gustos. Da. E păfărie micută, ați văzut la mine, păfărie mică. Da? Te-ai crezut, trebuie să dai o Jasmina, da? Da. Nu putea, nu aș putea pe mult plinie. Te duc, hai trebuie, prim cât nu mai pot, dar n-ai rost să-mi bagă mine, pentru că nu... O cunosc și Jasmina se luptă, bravo, iubita. E tu gata? Ce faci, Jasmina? Gata! Vezi că tu de mai două puncte. Da, eu sunt înainte. Iuhu! Dar mi-am câte una. Tu ai, da, vă aveți câte una? Una. Da. Sunt că eu câștig. Până ce da. Eu pot să ajungi. Da.
În runda asta am câștigat un biscuit între ce? Ei. Ce? Da. Deci, penultima rundă este acum, da, avem aici bastonașe de crab. Da? Asta e. Care ne folosim la salata de crab. Da. Sau poate alții folosesc în altă parte, nu știu. Da. Trebuie cu doi bolușa cu făiță. Da. Eu am jumătate de crab. Hai că ești prima acum. Hai tu. Îi dăm o șansă, Jasmin. Prima, a treia. Nu, hai tu a doua. Da? Da. Yes, și tare vreau să-mi cadă gură. Și mie părculița. Minunat. Eu sunt foarte bucuroasă și minunat. Noi avem acum așa și asta greu. Ai, oameni, dar puternic ești. Așa, provocarea începe... Concentrare, concentrare. Gata! Mm. Tu primul? Da! Băi, auzi, mă gândi! Bravo, scumpa mea! Eu gândeam că gata, te-ai cum că nici ultima înghițură faci, mă gândeam că gata el. Și la urmă, spui gata. Tu cum ai spus, eu serios, parcă nu puteam înghiți. Când a pus așa? Da? Ce legătură este între noi, că eu până așa știu în tine. Wow! Sunt serioasele? Nu puteam, serios! Mă stăruiam, parcă... Nu puteam să fac. Dragostea ta, haide. Mâna! Sau mâna tare, vreo putere, ceva. Văd că după ce ai vopsit unghiile atunci... Am venit de anul nou de acum, Shelis. Aaa! O magie! Da, da, da. Înseamnă că scorul al nostru este 2. La 2, la 1, da? Deci, ultima rundă decisivă. Sau facem egalitate toți, sau unul dintre voi câștigă. Eu, adică eu. Hai vedem că urmează la ultima rundă ceva lichid. Oare ce bem noi lichid la an nou? În afară de băuturi, alcool și șampanie, da? Da. Cine ghicește? Ce avem aici? Coca-Cola. Așa, e apropiat, este Coca-Cola de sărbători cu Moș Crăciun, chiar este? Cine bea Coca-Cola de Revelion? Numai noi? Sau și tu? Panta, sucurile, tot de sucuri. Cine bea suc de Revelion, de Crăciun, să pună like. Și cine iubește sărbătorile de iarnă, pune like. Hai, noi să vedem cât de mulți sunt cei care iubesc sărbătorile de iarnă. Da? Noi să verificăm. Așa, deci ultima rundă decisivă. Tăte cu de foile. E de foile. Cine prima? Hai, jos mi-a. Hai eu odată asta. Da, hai eu prima. Așa. Stai cam două. Nu știu, Sandra, care ți-am întâlnit ție acolo? Ți-am ceva bun sau? Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Eu cu mâna mea te-am dat să ies, bei cu gura, îți mai ies? Da, da. Am ales să-mi ies să beau cu furculiță, dar mi-e tare, mi-e este sete. Stai că este pahar de sticlă, va fi mai greu. Da, dar de hârtie sau de plastic. Zgrâni că să țâui, știi, sunt ceva neplăcut. Atenție, provocarea începe acum! Ce bun! Ticulet, fără mână! Eu am prins-o, dar să nu cadă jos. Asta alea. Acum vezi că ar fi mulmurii, că ai mai ai șansă. Dar poți să iau paharul de aici? Poți să iei, pe acolo poți să iei. Trebuie să fac deodată așa. Dar chiar că era o variantă, nu? Nu-i doar te rezist asta. Iepte, gata. Acum. Abia, abia, abia. Uite că pula vărțeluț. Ursu, tot vrea și el Coca-Cola. S-a dus la figură, mi-e bătișoară Ion. Aoleu. Mi-e bătișoară Ion și ursu. Ok. Tăticule, dar trebuie și de pe masă, frumos să-l beai tot. Deja am pierdut așa. Ok, eu de acum pot bea așa. Nu am pierdut. Eu aș bea așa. Cu asta, mică. Nu datorie mult, nu schimbă mult. Ok, înseamnă că tăticule uimitor, fata noastră pe noi ne-a biruit. Da? Ne-a învins pe noi.
Aulea. Ia uitați-vă ce mușcă are Jasmina. Îți dai dacă e îmbrăcat în pulover de sărbătoare. Apoi din asta cred că pulover l-a ajutat. E pulover magic. Da, precis. Dar viitor să-mi dai mie să îmbrac și eu bine? Băi, o să nu mai știu să... A? S-a fost un șoarce. Deci tu ai făcut șoari măcar, tot ceva. A, e jeans locul 2. Deta așa locul 2. Da. Ia ca ce înseamnă, dacă vreți câștigați în brocările de Revelion, îmbrăcați-vă în haine Revelion. Ok. Like pentru Jasmina că a câștigat. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Sărbători fericite vă dorim vouă și ne revedem în clipul următor. Pa, pa! Ui. Ce faci? Oh. Ui.